Glorie Domnului Iisus! Așa cum stăm în prezența Domnului, vă invit să deschidem Sfânta Scriptură în Apocalipsa, capitolul 2, începând cu versetul 18 până în versetul 29 inclusiv. Pagina Sfânta Scriptură 1207. Îngerului Bisericii din Tiatira scriei: Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca para focului și ale cărui picioare sunt ca arama aprinsă. Știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta și faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele dintâi. Dar iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei, să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Iată că am să o arunc bolnavă în pat și celor ce prea curvesc cu ea am să le trimit un necaz mare, dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Voi lovi cu moartea pe copiii ei și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetez rărunchii și inima și voi răsplăti fiecăruia din voi după faptele lui. Vouă, însă tuturor celorlalți din Tiatira, care nu aveți învățătura aceasta și n-ați cunoscut adâncimile satanei, cum le numesc ei, vă zic, nu pun peste voi altă greutate, nu mai țineți cu tărie ce aveți până voi veni. Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri, le va cârmui cu un toiac de fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit și eu putere de la Tatăl meu. Și îi voi da luceafărul de dimineață. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin. Amin. Așa cum stăm, cerem în câteva cuvinte călăuzirea Domnului și Duhul Său ce Sfânt peste noi în continuare. Mulțumim Domnului pentru prezența Lui în mijlocul nostru și în această dimineață. Minunată cântarea care am cântat-o, ultima și nu numai, și celelalte, se leagă cu mesajul din această dimineață. Vedeți, dragilor, promisiunile Domnului sunt totdeauna condiționate. Binecuvântările Domnului sunt condiționate de ascultarea noastră și împlinirea noastră a ceea ce Domnul ne cere să facem și, ca urmare, Domnul ne va răsplăti pe fiecare, nu după intenții, deși intenția bună contează, ci după faptele Lui. Domnul va răsplăti fiecăruia după trăirea Lui, după ceea ce a pus în practică, cu privire la ceea ce cunoaște. Și Domnul va răsplăti și efortul de a te înfrâna în ce privește răul, Domnul va răsplăti și efortul depus ca să-ți păstrezi credința curată. Nu știu dacă te-ai gândit vreodată la lucrul acesta. Ca și introducere, voi începe cu un alt verset mai jos, după care vom intra în acest text binecuvântat, 25, dacă timpul va permite, îl vom reaminti, nu mai ține cu tărie ce aveți până voi veni. Unii, în ghilimele spus, zic așa, se plictisesc la biserică. Aceasta nu vine de la Domnul, ci din firea pământească. Faptul că auzim de multe ori aceleași lucruri binecuvântate, cuvânta lui Dumnezeu viu, este ca să putem să ținem până la sfârșit ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Credeți voi că este lucru mic ceea ce avem noi? Luca s-a avut dorința, băiatul meu, să meargă într-o tabără creștină, mai mult cultural, așa în Franța și cu mai mulți, și în prima zi atât a fost de dezamăgit, el fiind obișnuit cu o biserică vie, așa cum Domnul ne-a dat harul să fim la Elim, fiind obișnuit cu rugăciuni aprinse, cu prezența Duhului Sfânt, și acolo creștini care abia ca o lumânare mică mai pâlpâie ceva sau la unii doar teoretic, după prima zi i-a părut rău că a mers. Dar am insistat, l-am încurajat să-și facă lucrarea la care Domnul l-a chemat. Spune, tu ești acolo ca să fii lumină în întuneric,
pune mâna pe instrument, fă-ți lucrarea. Și într-o măsură mai mică sau mai mare, Domnul a folosit ca să poată prețui ceea ce avem noi. Credeți că e puțin lucru ceea ce avem, dragii mei? Dacă vreți să vedeți ce har avem, mergeți și în alte biserici. Dar așa, numai o dată, de două ori, nu mult, ca să nu vă stricați. Așa zis biserici. Unde nu este prezența Duhului Sfânt. Și veți vedea ce înseamnă o biserică vie. Veți ști să prețuiți prezența Domnului. Veți ști să prețuiți lucrarea Duhului Sfânt. Dacă veți avea ocazia să fiți într-un loc unde nu este. Veți ști să prețuiți o rugăciune aprinsă când veți fi într-o biserică unde nu se aude nimeni. Veți ști să prețuiți Evanghelia rostită cu puterea Duhului Sfânt și curată când veți fi într-un loc unde veți auzi doar povești și lucruri omenești. Nici nu veți sta mult. Nu vă veți simți deloc bine. Dacă vrei să știi ești sau nu copil al lui Dumnezeu, ești sau nu un sfânt, nu-ți va trebui numai să stai câteva minute într-un loc unde e întuneric. Să fii cu oameni care nu cunosc pe Dumnezeu, cu închinătorii la idol, cu preacurvarii, cu așa mai departe, nu te vei simți deloc bine. Imediat se aprinde ceva în tine și vrei cât de repede să scapi de acolo. Nu mai ești compatibil, dragul meu. Dar în cuvântul din această dimineață vedem un lucru care, dacă n-ar fi fost scris, n-ar fi fost greu să-l credem. Chiar în bisericile primare, să-și facă loc subtil diavolul cu învățăturile lui, să-și facă loc subtil diavolul cu amăgirile lui asupra oamenilor. Chiar în biserica primară, biserici plantate de apostoli, biserici unde apostolul Pavel trecea și trecea pe acolo și combătea învățăturile. Chiar atunci diavolul a avut putere și apoi ne mirăm în zilele noastre când vedem atâta diversitate, atâtea lucruri de care ne uluim. Nici nu le putem vedea mult. Dragii mei, harul pe care îl are și biserica din Tiatira îl avem și noi. Mă repet, prețuiți harul acesta să auziți într-o biserică, așa vorbește Domnul. Să fie Duhul Sfânt care încă să cerceteze inimile și să vorbească bisericii. Fă lucru cu tare, intră în mijlocire, am împotriva ta cu tare lucru. Este dragostea lui Dumnezeu care încă mai are grijă de noi. Un medic care nu mai îngrijește un muribund și zice nu mai avem nimic ce să-i face, îl dă acasă, în câteva zile moare. Dar atâta timp cât încă este acolo, se îngrijește și mai spune, mai are șanse, mai este speranță. Când Dumnezeu încă mai vorbește unui biserici, este speranță de mântuire, slăvit să fie Domnul. Vine Domnul mai întâi cu apreciere. Aceasta e lucrarea dragostei lui Dumnezeu. Nu vine direct să te lovească, direct să te mustre, ci El apreciază lucrurile bune. Iată ce zice cel ce are ochii ca para focului. Înțelege, dragul meu, expresia aceasta și realitatea aceasta este că ochii Domnului pătrund până în adâncul ființei tale. Totul este gol și descoperit în fața ochilor acelui cu care avem de-a face, cu Mântuitorul nostru. Este absurd și total copilăresc să încercăm să ne ascundem de Domnul. El ne știe, dragii mei, ne scanează așa cum codul acela complicat de bară pe un produs, cu ochiul te uiți, nu înțelegi nimic, numai litere, cifre, totul. Interesant, tehnologia a făcut un click și îți dă prețul, îți dă tot. Așa face Domnul cu noi, El care e atot știutor. O fracțiune de secundă știe toată viața noastră, toate păcatele noastre, toate patimile noastre, problemele noastre sau toată sfințenia noastră, totul o știe. Și vine în dreptul fiecăruia dintre noi și îi spune, Daniel, știu slujirea ta, știu asta, dar hai să ne socotim puțin, aici ai niște slăbiciuni, aici nu te înfrânezi cum trebuie, aici te enervezi prea rapide, ce-i cu vorbirea asta ușuratică, ce-i cu lucrul ăsta, hai să ne socotim la privire, hai să vedem la timpul tău cum l-ai petrecut. Domnul se uită în detaliu în viața noastră, pentru că ne iubește și ne vrea să fim ca El, dragii mei. Diavolul, el are o altă tactică. El te lasă să mergi la biserică, nu-l deranjează cântările, nu-l deranjează că tu te mai rogi. El e mulțumit dacă are un păcat, două, trei în viața ta, pe unde să intre.
și să te lege. El e mulțumit cu asta. Dumnezeu nu e așa. El vrea totul de la noi sau nimic. Vrea să-L slujim cu toată inima. Asta e expresia scripturală. Apreciază Domnul ce vede în viața noastră, apreciază banii care-i dăm, apreciază timpul, apreciază efortul, că nu ne-am lăsat împiedicați de un lucru sau de altul să ajungem la casa Domnului. Apreciază Domnul, dar El vrea ca să fim curați de tot. Hai să mai dau un exemplu, să înțelegem pe Dumnezeu. Soțiile noastre pun hainele la spălat. Sunt mulțumite când sunt spălate, dar dacă pe o cămașă mai este o pată, nu o va pune încă o dată, pune un produs mai special să curețe acea pată. Pentru că acea mulțumire de 99% e ok, dar acel 1% nu-i dă voie să îmbrace o haină unde mai este o pată. Și așa face Dumnezeu cu noi, pentru că nimic întinat și spurcat nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Noi când ne analizăm pe noi, spunem, mărit să fie Domnul, slavă Domnului, sunt bine, toți spunem asta. Noi nu spunem ceva greșit din perspectiva noastră, că la noi binele e un procentaj peste, la unii e bine când e peste 50%, la alții peste 70-75%, e bine, la unii în cap e mai bine și omenește spune suntem bine. Dar asta e analiza noastră, dragii mei. Noi, dacă am spune prin Duhul lui Dumnezeu când suntem întrebați, cum suntem? Am spune cum au unii obiceiul, e bine și mai încape, adică mai este ceva. Ce mai era în biserica din Tiatira? Ce era de corectat acolo și urgent trebuia corectat? Nu mâine, nu păi mâine, pentru că păcatul, consecința lui este moartea. Am împotriva ta este că tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei ca să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Mai întâi, dragii mei, în câteva cuvinte, haideți să înțelegem că era prea posibil să fie și una și alta, adică chiar așa să fi chemat pe acea femeie sau să-i fi dat acest nume simbolic, pentru că în Vechiul Testament și de-a lungul secolilor, acest duh care a folosit pe Izabela, soția lui Ahab, un împărat al lui Israel, să aducă idolatria în poporul Domnului într-o scară așa de mare încât puțin mai erau cei care slujeau lui Dumnezeu, acest duh care persista din generații în generații, acapăra pe unii, pe alții și se dădea așa un nume simbolic acelor femei care erau sub această influență demonică, o spunem noi, pentru că orice om normal ar gândi altfel, ar avea o familie, fiecare bărbat și femeie își vede de familia lui, dar ca să ajungi să practici aceste lucruri era pur și simplu o influență demonică, pentru că în spatele idolatriei și a închinării la idol întotdeauna sunt demoni. Așa cum noi ne închinăm Dumnezeului adevărat și închinarea noastră e dedicată Dumnezeului adevărat, care a trimis pe Fiul Său și prin Duhul facem această închinare, tot așa, dragii mei, la templele idolilor, fiecare idol își avea un nume și era Duhul acela care primea închinare și cerea cum să se facă închinarea. Așa cum am spus și dățile trecute, specificul închinării în templele idolilor era mâncare multă, băutură multă și apoi desfrânare, curvie, imoralitate și așa mai departe. Și mai era ceva acolo, se aduceau jertfe și când jertfele erau multe, rămânea multă carne. Și ei aveau obiceiul să mai aducă acasă și a doua, a treia zi să mai poftească vecini ca să ia parte cu ei să mănânce din acea jertfă care a fost dedicată idolului și să nu numai să mănânce, dar să participe la ritual. Și de fiecare dată aveau, să spun așa, o copie cum avem noi. Ne punem la masă și mulțumim lui Dumnezeu pentru darurile de mâncare. Ritualul lor, închinarea lor la idol era ceva asemănător. Cinsteau încă o dată și încă o dată din jertfa lor în cinstea zeului cu tare. Lucru pe care Domnul îl condamnă și nu îl acceptă pentru că El este un Dumnezeu gelos. El nu acceptă, dragii mei, să se închine
credinciosul și lui Dumnezeu și lui Mamona. Nu acceptă Dumnezeu o amestecătură de idoli și de Dumnezei. În India, ca și națiune, este acceptat lucrul acesta, însă creștinii, atât și iudeii cât și creștinii în veacul acesta, ei au un singur Dumnezeu. Și pentru aceasta ei au fost torturați și de multe ori omorâți. Pentru că, repet, diavolul îi convine să îl ai și pe el pe lângă credința ta. Dumnezeu nu acceptă decât închinarea la el, atât. Oamenii au fost amăgiți, dragii mei, de-a rândul secolelor, cum spunea cineva, da, ok, zice, pe lângă credința asta nu mai strică încă una. Au fost înșelați în felul acesta, crezând că dacă slujesc mai multor Dumnezeu, le va fi tot mai bine, neștiind că este un singur Dumnezeu adevărat. Au avut ocazia să îl primească pe Hristos, au avut harul să fie Duhul Sfânt în bisericile lor și totuși amăgiți de duhurile acestea acceptă păcatul. De ce a acceptat păcatul? Pentru că, dragii mei, acolo unde nu este lepădare de sine, de eu, acolo unde nu este înfrânare a poftelor, este foarte ușor să fii păcălit în ce privește curvia și închinarea la idol, imoralitatea. Un om care nu este stăpân pe sine este foarte ușor de manipulat. Este foarte ușor. Haideți să vă dau un exemplu. Un copil de 2 ani de zile, care încă nu știe bine să deosebească binele de rău sau mai deloc, dacă lui îi plac bomboanele, îi place ciocolata și nu are acces la ele, când începe să înțeleagă și spune mama și tata fii cu minte, el nu vrea. Dar dacă îi se promite ceva ce îi place, el va face lucrul respectiv ca să dobândească ceea ce îi place, dar plăcerea e fizică. Am dat exemplu banal de o ciocolată. Ei, această metodă atât de simplă, atât de copilărească, are succes în zilele noastre și la creștini, o practică satana. Știe că nu a fost răstignită firea pământească în dreptul aceluia sau aceea, sau că se luptă cu tare sau cu tare lucru, și păcatul la început e dulce. Și satana vine cu acele dulcețuri și le pune înaintea copiilor în credință și face să cadă. Dragii mei, se întâmplă în viața multora cădere. Și Domnul soluția la cădere are ridicarea, dar păcatul greu, care era în biserica aceasta și care paște multe biserici, era ce am împotriva ta este că tu lași. Păcatul asupra unei conduceri de biserici sau asupra unui lider care aduce judecata aspra lui Dumnezeu este nu numai că o auzit de păcat, dar îl îngăduie, face compromis cu păcatul. Dacă veți privi în bisericile tradiționale și altele care au ajuns pur și simplu să se stingă, a fost acolo nu numai o amăgire, o cădere în păcat, ci a fost acolo o toleranță față de păcat pe termen lung. Avem un exemplu dat de apostolul Pavel, îl aduce în 1 Corinteni la început, curvarul din Corint, aduce o sentință asupra lui, așa cum trebuia să facă și cei din Tiatira, și după ce îl descrie în capitolul 5, începând cu versetul 1, pentru că era o imoralitate care se întâmpla acolo, intervine apostolul Pavel ca și apostol care avea autoritate în acea biserică și pentru că a văzut că nu s-a luat nicio atitudine de către liderii bisericii din Corint, ia el atitudine ca apostol și mă rog, fac o paranteză, atunci când anumiți conducători de biserică nu iau atitudine, vorbim în dreptul nostru, Domnul să dea putere fratelui Dorin să intervină. De aceea acest sistem este foarte bun, dragii mei. Nu biserici independente, micuțe, fiecare să facă ce vrea. Întotdeauna să ai autoritate peste. Să ai o autoritate peste. De ce? Vedem apostolul Pavel când în Corinteni nu s-a luat autoritatea asupra curvalului din Corint, care trăia în imoralitate, ia el atitudine și spune în versetul 13, cât despre cei de afară, îi judecă Dumnezeu. Dar voi, care sunteți datori să luați atitudine, spune, dați afară, dar din mijlocul vostru pe răul acela.
Dragii mei, păcatul pe care îl condamnă Domnul Iisus Hristos, pe lângă toate celelalte, este îngăduința. De ce oamenii îngăduie păcatul? De ce unii conducători îngăduie păcatul în biserică? Este un compromis acolo? Oare e vorba de ceva material, de ceva financiar? E o biserică, să spunem așa, de 100 de persoane, dar, mă rog, îți doar 10 înstăriți cu bani și cum să dau afară pe respectivul? Păi el ține jumătate finanțarea bisericii, cum să? Poate fi un compromis de genul acesta? Nu știu ce a fost acolo, de ce, ce influență avea această Izabela, ce influență mare avea asupra bisericii din Tiatira, încât nu a fost dat afară. Apostolul Pavel ia atitudine și spune, dă afară pe răul acela. Îl pedepsește, îl pune sub disciplină. Efectul pe termen lung a fost bun. În 2 Corinteni, chiar la început, vedem că după ce a trecut o perioadă, omul când s-a văzut dat afară, păcatul îi condamna, s-a trezit și zice apostolul Pavel, acum primiți-l înapoi, omul s-a pocăit, și-a făcut disciplina, s-a lăsat de păcatul respectiv ca să n-aibă de câștigat diavolul ceva de la noi. Iată, dragii mei, oricât de mare este supărarea când auziți de o disciplinare, de o excludere, să știți că e biblică și e bună. Pentru că adevărata cădere nu este numai într-o zi, două, ci este când îți pierzi sufletul. Este când tu accepți modul de viață păcătos și nu-l pedepsești și te duci cu el înainte. Nu este numai că unul merge în iad, ci atrage cu sine și pe ceilalți. De aceea răul trebuie dat afară, dragii mei. Dumnezeu are un har extraordinar pentru noi, vom vedea, El ne dă o vreme să ne pocăim. Dar dacă nu vrem să ne pocăim, vine consecința și judecata. Păcatul care distruge bisericile, dragii mei, este compromisul. Și noi stăm înaintea Domnului și mă rog ca Domnul să ne țină tari, ca și conducere de biserică, ca și biserică, să nu facem compromis cu păcatul, să nu ne lăsăm influențați de oamenii care au posibilități, încearcă să ne schimbe, să nu ne lăsăm influențați de alte și de alte amăgiri ale satanei, ci să rămânem pe poziție, să rămânem să ținem de sfințenia lui Dumnezeu. Pentru că ce-ar folosi, dragii mei, să avem cântăreți buni, să avem cor frumos, să avem programe frumoase și să vină Domnul să zică, tu crezi că ești viu, dar ești mort. Ce am împotriva ta este că tu lași păcatul. Tu degeaba îți faci programele așa frumoase, că dacă tu lași păcatul nepedepsit, dacă tu nu scoți afară păcatul, ăsta te ruinează dinăuntru, te distruge. Degeaba lupți tu cu avioanele inamicului, cu tancuri, dar tu ai înăuntru acolo ceva ce explodează și te distruge, te nenorocește. E o tehnică de război, dragii mei. Întotdeauna este o viziune în fața asupra inamicului, dar sunt întotdeauna în armată oameni care trebuie să cunoască pe fiecare foarte, foarte, foarte bine. Cine îi familia, de unde vine, tot, tot, tot. Deci e un control la sânge, să spunem așa. Pentru că ți-e suficient să ai un spion înăuntru și îți distruge 100, 1000 de soldați. Așa e și cu păcatul, dragii mei. E suficient să intre unu, doi, care să aducă învățături eretice în biserică și frații să nu ia atitudine și îți distruge toată biserica. Mai bine să se supere unu, doi, să se supere pe fratele Dorin, mai bine că ia atitudine și spune condamnăm categoric învățătura aceasta eretică, nu acceptăm asta, supărarea asta e din partea lui Dumnezeu, e bună, aduce pocăință și îndreptare. Cine vrea să se pocăiască, dar vom vedea că unii nu vor să se pocăiască și atrag pedeapsa lui Dumnezeu. Dragii mei, rugați-vă pentru conducerea bisericii, rugați-vă pentru frații păstori, nu numai pentru noi, pentru toți. Dacă ei veghează și au lumină și autoritate și putere să pună frâu păcatului, să nu lese să intre, biserica rămâne sănătoasă. Dacă de dragul păcii, în ghilimele, să nu te cerți cu familia, să nu te pui rău cu neamul mare al lucutare, tu îngădui păcatul, intră ca o molie, ca un virus înăuntru și distruge. Consecința este că însuși Dumnezeu vine cu pedeapsă.
Noi spunem Satana în stânga și în dreapta. Dragii mei, așa cum s-a spus și la ora de rugăciune, neascultarea și nesupunerea față de legile Domnului și de ceea ce Dumnezeu a rânduit pentru noi ca și mod de viață, ne pune vrăjmași chiar cu El însuși, cu Dumnezeu. Pentru că dacă noi luăm altă cale, alt drum, este ca într-un război, atâta timp cât rămâi în tabără, lupți cu vrăjmașul. Dar cine dezertează să se duce dincolo, el, cel care era vrăjmaș, se trezește în tabăra lui că luptă împotriva celuilalt. Când modul de viață este unul păcătos, Dumnezeu nu stă acolo, dragii mei, în păcat. Tu ești în tabăra celui rău și tu l-ai pe vrăjmaș, pe Dumnezeu. Este foarte ușor să înțelegem lucrurile acestea. Să înțelegeți, dragii mei, că Domnul condamnă orice compromis cu păcatul. Duhul acesta izabelic, care profita de slăbiciunea trupească, de plăcerile trupului, a distrus și distruge și astăzi mii și mii de creștini, dragii mei. Asta îi distruge. Pentru că vine subtil, vine cu învățături eretice și spune în felul acesta învățătura eretică. Domnul știe că e slab, Domnul știe că ești neputincios, Domnul ți-a dat trupul acesta, el are nevoile lui, deci Domnul te înțelege, Domnul vede că sufletul tău și inima ta e curată, tu din toată inima vrei să slujești lui Dumnezeu, deci prin urmare trupul oricum o să moară și e sortit păcatului și morții, din pricina păcatului, e sortit acolo să moară, dar sufletul tău va fi mântuit, așa că nu mai contează. Asta e învățătura eretică, vine așa dulce. El nu spune, nu știți că voi sunt trupul vostru, templu Duhului Sfânt. Satana nu vine să spună versetul ăsta, vine cu altul. Nu știi că trupul tău e templu Duhului Sfânt? E casa lui Dumnezeu? Noi suntem casa lui Dumnezeu? Nu știi că tu ești preot al Domnului? Nu știi că tu prin trupul acesta trebuie să faci o slujire? Diavolul nu vine cu asta. Vine cu învățături amăgitoare și îi prinde pe cei slabi și nestatornici. Doamne, ferește-ne la lucrul acesta. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Dragii mei, și cuvântul acesta curvie are două semnificații. Este curvia fizică în care oamenii cad și apoi este curvia spirituală, adică oamenii când se închină la idoli, vedem în poporul Israel, în Osea este explicat foarte bine lucrul acesta și în cartea 1 împărat și 2 împărați, Dumnezeu prin profeți prezintă închinarea la idol ca și o loialitate față de el, așa cum biserica îi reprezentată ca și mireasa lui Hristos. În vechiul legământ, Domnul spune, Israel am ales să fie soția mea, dar mi-a fost necredincioasă și s-a dus după alți dumnezei și a preacurvit cu ei. Închinarea la alți idoli în afară de Dumnezeu, orice ar fi chip cioplit, orice nume ar avea, de sfinți, de moști, de morți, mă rog, orice închinare la idol, e preacurvie, dragii mei, e preacurvie spirituală. Porunca este clară, este un singur Dumnezeu și numai Lui să-i te închini. Să nu ne amăgească cineva că poate și altceva și altceva. Slăviți să fie Domnul, în ce privește lucrul acesta, prea puțin avem de-a face cu lucrul acesta, dar sunt atâtea religii creștine care au amestecat închinarea la singurul Dumnezeu adevărat și o mai adus pe lângă și la cutare, și la cutare, și la cutare, și când te uiți la cât se închină, te uimești, că doar au tot Scriptură. Tot aceea Scriptură o au. Și totuși se uită în ea, îs orb și nu văd. Pentru că odată în trecut, cândva, poate că 500, 1000, 1500 de ani, au fost acolo niște lideri care n-au vegheat și au lăsat ușor, ușor să intre și închinarea la alții și la alții și pe parcursul sutelor de ani, priviți, vă rog, la bisericile tradiționale, unde au ajuns. Câtă idolatrie este? Spunea ceva, să nu dau nume, despre cutare, că și ei sunt creștini, și ei cred. Am spus, da, și ei cred. Bine ai spus, și ei cred în Domnul Iisus, dar mai cred și se mai închină la cutare, 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 cutare. Uite-te ritualurile care le fac, privește. Și privește în Scriptură și atât de ușor să înțelegi. Dragii mei, să rămânem la o închinare după voia lui Dumnezeu. Numai Domnului și numai Lui să ne închinăm. Amin. Domnul ne dă vreme să ne pocăim.
să ne pocăim de ori și ce păcat. Dragii mei, vremea pocăinței, să știți că e o vreme, nu-i nelimitată. O amăgire a satanei care o aduce asupra celor care tot refuză să se împace cu Dumnezeu, tot refuză să se pocăiască, este nu acum, mâine, nu-i zice nu. Chiar îi șoptește, e bună pocăința, așa, dar mai amână, nu acum, mâine. Dragii mei, este o vreme a pocăinței. Domnul stabilește un timp când omul trebuie să se pocăiască. Vedem lucrul acesta, dragii mei, și în Cartea Roman și v-aș invita să citim lucrul acesta. Să vedem acolo harul lui Dumnezeu, să spunem așa, bunătatea și dragostea lui Dumnezeu care o arată față de oameni, care are o perioadă. Capitolul 2 Roman, versetul 4, 5, chiar 6. Să nu disprețuim bogățiile bunătății îndelungii răbdări a lui Dumnezeu. De ce? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dragul meu, bunătatea lui Dumnezeu îi arătată prin îndelunga răbdare a lui Dumnezeu. O zi, două, trei, un an. Îi arătat această îndelungă răbdare, dar să nu o disprețuim. Cum o putem disprețui? Să o ignorăm. Asta înseamnă dispreț. Să vorbească cineva cu tine și tu să te faci că nu-l auzi. Asta înseamnă să disprețuiești pe cineva. Vrea să intre în vorbă cu tine, să-ți propună ceva ca să-ți fie de ajutor și tu să te uiți așa, n-am vreme acum de tine, sună-mă mâine, sună telefonul mâine, n-am vreme acum, s-o ocupat și tot așa. Asta înseamnă să disprețuiești, să ignori pe cineva. Dar să ignori pe Dumnezeu, să ignori chemarea lui Dumnezeu la pocăință, se întâmplă un fenomen care în fiecare zi îți face rău. Ce se întâmplă cu inima aceluia care disprețuiește bunătatea lui Dumnezeu în ce privește chemarea la pocăință și la viață veșnică? Dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, în fiecare zi îți adune o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării drepte judecăți a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Amânarea pocăinței aduce cu sine o pedeapsă de la Dumnezeu. Harul extraordinar, dragii mei, până și pentru această femeie, este că i-a stabilit Dumnezeu o perioadă în care să se pocăiască. Era drept Dumnezeu să vină de prima dată să aplice judecata. Și spuneam, Dumnezeu este un Dumnezeu drept, care judecă, condamnă păcatul și îl pedepsește. Dar înainte de pedeapsă, vedem harul extraordinar al Dumnezeu care e revărsat și peste noi, peste mulți. Dumnezeu ne lasă o vreme de pocăință. Repet, dragii mei, pentru cel care nu vrea să se pocăiască în acest timp pe care îl hotărăște Dumnezeu, de o zi, de o jumătate de lună, de an, să nu credeți că e o viață. După ce trece o perioadă care o stabilește Dumnezeu, urmează consecința păcatului, urmează judecata lui Dumnezeu care și pe pământ e aplicată. Pentru această femeie care nu a vrut să se pocăiască de păcatul ei, iată consecința, versetul 22. Am să o arunc bolnavă în pat și celor ce prea curvesc cu ea am să le trimit un necaz mare. Nu numai diavolul aduce necaz. Vă rog să terminați cu ereziile acestea. Orice boală, orice rău vine de la diavolul. E o învățătură eretică care a intrat în bisericile noastre. Oamenii acestea sunt numai cu diavolul în gură toată ziua. Vine de la Dumnezeu de multe ori, dragii mei, pedeapsa. E judecata lui Dumnezeu asupra păcatului. Nu diavolul e responsabil întotdeauna de tot ce se întâmplă. Ar însemna el să conducă universul dacă el e responsabil. Îl conduce Dumnezeu și El știe ce face, slăvit să-i fie numele Lui. Și când aduce Dumnezeu judecata, El aduce necazul mare dacă nu vor să se pocăiască de faptele lor. Voi lovi cu moartea pe copiii ei. Domnul face lucrul acesta. Și toate bisericile vor cunoaște că Eu sunt Cel ce cercetez rărunchii și inima și voi răsplăti fiecăruia din voi după faptele Lui. Iată că este o judecată și pe pământ, care este aplicată celor care nu vor să se pocăiască. Întrebarea mea, dragul meu, este că timpul trece așa de repede. De ce nu vrem să ne pocăim? Dacă știm că amânarea aceasta aduce judecata lui Dumnezeu, nu numai pedeapsă în trup, dar și moartea veșnică, de ce nu vrem să ne pocăim?
Haideți să ne facem socotelile. Pentru cei care vă luptați să trăiți o viață sfântă, Domnul spune celorlalți, nu pune altă greutate peste noi, așa cum spune primul consiliu de la Ierusalim în Faptele Apostolilor, pentru neamuri, nu mai feriți-vă de curvie, de idoli, de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de animale zugrumate, adică feriți-vă de aceste păcate care vă leagă. Domnul spune, voi care nu ați acceptat această învățătură și n-ați cunoscut adâncimile satanei, cum le numesc ei, nu pun peste voi altă greutate, nu mai țineți cu tărie ce aveți până voi veni. Sunt sigur că două categorii sunt în dimineața aceasta, în locul acesta, două categorii sunt și care ne ascultă online. Este acel care a fost prins de dulceața păcatului în ghilimele, care este amărăciune mai apoi și moarte acelui rău și nu vor să se pocăiască, le place. Le place afacerea murdară, că fac mulți bani, le plac bani. Și nu contează că mint, că înșală, nu contează că calcă peste demnitatea altuia, el face bani. Și dacă nu vrei, dragul meu, să te pocăiești, vine judecata lui Dumnezeu și moartea veșnică. Domnul binecuvintează pe oameni înțelepți care știu să facă, dar într-un mod corect. Și aici trebuie lumină de la Domnul. Unii nu vor să se pocăiască de curviile și prea curviile lor, de furtișaguri, de patimi ascunse. Nu vor că le place. Și pentru aceștia vine judecata lui Dumnezeu. Dar mai este o categorie care post, rugăciune, înfrânare, mărturisire, se luptă și iar se luptă în fiecare zi. Mai cad, plâng la picioarele Domnului, se ridică. Unii se ridică cu greu, alții cer ajutor și ne ridicăm unii pe alții. Știu, frații slujitori, cu câte se confruntă. Când vezi o inimă zdrobită, când vezi un tânăr ca și slujitor, că s-a luptat, a avut o cădere și spune, nu mai pot, îl roade înăuntru, dorința aceea de pocăință, dorul după Hristos, după părtășie. Ai o plăcere așa și o durere, în același timp durere pentru căderea lui și plăcere că îl vezi, că nu-i place păcatul, nu-i place deloc. A fost amăgit la un moment dat și își dă seama imediat, a doua zi. Și vine cu toată ființa lui, zdrobit de tot, că vrea să fie din nou în părtășie cu Domnul. Ți-e mai mare dragul să-l ajuți. Dar pe unul care nu vrea să se pocăiască, flecmatic îți aruncă așa, ce mă, și asta e păcat, bă, voi pocăiți, fii serios, la voi tot e păcat. El nu vrea să se pocăiască, îi spui ceva, te bat jocurești. Cam așa avea atitudinea Izabela. Ce Ilie, mă, ce proroci, tăți prin peșteri, duhul acesta care nu numai că aducea idolatrie, o adus și persecuție. Domină societatea din zilele noastre. Idolatria domină societatea zilelor noastre, curvia domină societatea zilelor noastre și vrea să o bage și în biserică. De aceea ne luptăm în post și rugăciune. Apreciați pe frații păstori care vă îndeamnă la post, la rugăciune, la seri de stăruință. Că trebuie, dragii mei, să ținem ceea ce am primit. Am primit neprihănirea prin credință. Am primit harul să fim numiți copii al lui Dumnezeu. Am primit harul chemării să fii fiu al cerului. Ține ce ai primit, că diavolul vrea să fii fiul lui. El vrea să te dea jos de pe treapta pe care te-a pus Domnul. Lui nu-i place acolo pe stângă unde te-a așezat Dumnezeu. El vrea să te trască, să te amăgească, să te prindă, să te tragă în mocir la păcatului. Asta vrea cel rău. Domnul zice, ai grijă. Nu te mândri că ești acolo. Ce am pentru tine ca mesaj este, ține cu tărie. Dacă ții numai un pic, te și trage de acolo. Ține cu tărie, bagă de seamă cum e scris. Nu ține așa numai un pic. Ține cu tărie. Dacă se întâmplă să fie legat unul cu o fune, să cadă de pe schelă și tu ai celălalt capăt, îl ții numai așa cu două degete? Păi adrenalina intră în tine să-l vezi cum îl prinzi funea cu două mâini, te pui cu piciorul, tragi să nu-l lasă să cadă. Dar sfințenia cum o ținem? Așa? Numai un pic? Hai să ținem cu tărie, dragii mei. Să fim sinceri noi, când ne-am jucat noi cu pocăința și am ținut sfințenia numai așa, de câte ori am căzut? Hai să fim sinceri cu noi, când ne-am dat seama că trebuie să o ținem cu tărie. Să o ținem cu tărie. De ce? Pentru că celui ce va birui,
celui ce va păzi până la sfârșitul lucrările mele. Vin promisiunile, ceea ce ne dăruiește Domnul ca răsplată. Dragii mei, unii oameni pun întrebarea, parcă nu știu, nu fac nimic în biserică, nu știu, mă simt așa nefolositor, Domnul m-a mântuit, mă bucur, dar parcă nu fac. O, dragul meu, ai multe de făcut. Ai un lucru mare de făcut, chiar dacă nu slujești aici vizibil. Tu trebuie să te lupți în fiecare zi, să ții cu tărie de numele care ți l-a dat Domnul, de sfințenia care ți-o dat-o. Tu nu ești un oarecine, un nimeni, tu ești un mădular în trupul lui Hristos, tu care ești în fiecare zi la închinare și ai primit harul să ai în tine Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, să primești cuvântul, ești copilul lui Dumnezeu. Nu mai accepta gândurile și vorbele celui rău care te amăgește că nu ești nu știu cine sau un nimeni. Ești copilul lui Dumnezeu. Tu ai o datorie, tu trebuie să te lupți, să ții cu tărie ce ai primit, să ții numele acesta de copil al lui Dumnezeu, să nu ți-l fure cel rău, să ții sfințenia, să te ții curată, tânără, tânărule. E o luptă în fiecare zi să te păstrezi curat pentru Dumnezeul tău. Asta e mesajul lui Hristos, dacă ar veni în dimineața aceasta. Dragul meu, ține cu tărie. Ți-am dat mântuirea în dar. Ți-am dat harul să fii copilul meu. Ține cu tărie, că dacă vei birui până la capăt și nu te vei lăsa amăgit de capcanele celui rău, de plăcerile trupului, dacă nu te vei lăsa amăgit de toate înșelătoriile diavolului, când voi veni, voi împlini toate promisiunile care le am cu privire la tine. Dragii mei, poate într-o predică viitoare mă voi axa mai mult pe cuvântul acesta, ține lucrurile pe care ți le-am dăruit. Domnul ne-a dăruit multe lucruri sfinte care trebuie să ne luptăm, să le ținem, pentru că cel rău vrea să ni le fure. El când fură câte unul de aici, de acolo, suntem goi și tot mai goi. Astăzi Domnul ne cheamă să avem grijă de ce ne-a dat Dumnezeu. Haide să ne păstrăm curați, haide să stăm în prezența Domnului. Fratele Daniel Vlad va face încheierea și vom cere Domnului în rugăciune putere să ne păstrăm curați. Vedem că slăbim pentru că tactica celui rău e tot mai inteligentă, să o spunem așa, tot mai subtilă să ne facă să cădem, și avem nevoie de tot mai multă lumină, putere și discernământ din partea lui Dumnezeu să ne putem păstra curați. Amin.